Bună ziua, prieteni! Bine m-am regăsit la un nou vlog. Prieteni, suntem ca după vijulie, ca după furtună. Mădălina face curățenie. În foișor. Mâine, Mișu! Și eu mă apuc de gătit, prieteni. Ia vedeți ce a primit Mădălina aici. Mărar. A, mărarul! Mai târziu să-l facem. Ia uitați cât mărar. Vedeți? Ce-mi place cu miroase. Prietene, să vă arăt ce am văzut eu mai devreme, că a făcut furtuna de ieri. Deci așa ceva nu am văzut. Deci TikTok-ul e plin de așa ceva. Deci la alții au spart barbrize. Uitai că mi-ați văzut ce a făcut. Deci nu mi-a zis. Dezastru total. Și la noi să vedeți ce poate Dumnezeu așa în două secunde să facă. Ia uitați. Deci îngăurit tot. Îngăurit peste tot. Deci n-am văzut așa ceva. Eu de când sunt pe pământul ăsta, eu n-am văzut. Poate dumneavoastră da, dar eu nu. Mi-a scăpat ușor, dar la alții a făcut și mai grav. Ați văzut copaci, ce a făcut la Leonardo, la Alex. Doamne! Și cred că vine alta, după cum văd eu. Bine că e răcoare. Mărarul ăsta mai târziu trebuie, uite așa, făcut, cules. Și-l toc. Dar câteva las așa să se usuce pentru varză. Ia uitați-o pe modul face curățenie. Eu vreau să gătesc și eu ceva. Și nu prea știu ce. Am de obicei eu ea să-i facă, să strică. Mă, Mădălina, de ce n-aș pe fată fără tripied? Dacă tu i-ai mâncat capul. Ai mai căutat adănuț în mașină? Da. Hm? Pe ce să pun și eu acum? Și că tot veni vorba și de lemănător, mă duc după ei. Improvizez acum, prieteni, un tripied ca să pot să filmez și eu și să gătesc. Prieteni, să-i pune lui Dănuț că m-a luat de obiect. Și să vin așa. Nu știu. Nu știu cum s-o vede. Hai acasă. Cum o să filmez. Tu ții aia acasă. Că nu te mai bati. Te visezi că vii să-mi cobor de bani. Mamă, cum stă părul meu în toate direcțiile. L-am legat așa să nu mă încălzească. Și să pot să gătesc. Să nu ne trezim cu vreun fir de păr. Acum, cum o să filmez, Dumnezeu știe. Ce scuze acum. Lasă-l fac. O să cumpăr și eu ce trebuie. Ce să cumperi? Trebuie. Nu, mi-e pus bine. Undeva. Față câte fac? Două sau trei? Cum fac pe două? Fă trei. Poate de mult. Poate să mănânci toată lumea. Am de obicei eu ăștia care a dus și Maco când a venit atunci și vreau să-i fac că deja au ceva timp și să strică. Mai ales că a cumpărat mama brânză. Uh-huh. De care brânză o fi cumpărat? N-am gustat. Mă dă! Ei. Îmi iei și mie puțin așa de jos, că ești mai subțirică, mamă. Ba da, mamă. Îți iau. Ia. Uite șervețele, n-am cum să iau și eu. Nu știu dacă
dacă am voie să arăt ăsta. E problemă mare acum cu noi regulile de la YouTube. Ce să arăt, doamne? Ce? Cuțitașul. Nu știu. Eu zic să revin după aia, prieten, până mă curăț, ca să nu... Nu fac și eu probleme. Ok, ok, gata. Asta da. E. M-a făcut să vorbesc singură. Vorbești acum. Nu mai vorbesc. Ziceam că nu s-au uitat oamenii la vlogul meu. Și tu nu zici ho, mai lăsam să vorbesc. A picat fanatul lui Iară. Asta e, crezi că mie e mai bun. Viața urcă, viața coboară. Pentru? Uitați-vă la vlogul meu, prieteni, să vă zic ce vlogul meu. Cu animal. Nu avem. Păi, păi și ce fac? Fac niște dovlecei cu brânză. Uf. Ce pauze am văzut, doamne. Ai văzut? Dar toată lumea, apă în casă, geamul spate. Noroc că am avut geamul închis la cameră, că așa era voi și-am adică până. Tot a intrat apă. Nu a intrat la mine. Sus. Acolo. La ușă din față. Da. Dar la mine în cameră nu. Dacă aveam geamul deschis, îl lua cu totul. Deci cu totul îl lua. Asta e ce înseamnă puterea dumnezeiască. Când vrea el... Și ieri a fost și sărbătoare, prieteni. A fost înălțarea Domnului. Da. Și ați văzut ce s-a întâmplat de înălțarea Domnului. Când a arătat că puterea lui e mai mare. Da. Și cu atâta răutate pe pământul ăsta. Numai răutate. Numai răutate și... Asta e, când vrea el, nu mai stăm la discuții. El e mare. Da, eu am ieșit, prieteni, hai să vă spun. Geamul deschis era un pic la mașina lui Dunț. Și... Sincer, uitați-o, Mădălina a zis, geamul deschis. Când a deschis ușa, ce credeți? Poarta se deschisase și mașina lui Dănuț era în dreptul porții. Și porțile la perete deja dăduse un pic în ea, dar bine că nu a dat tare, pentru că mașina era foarte aproape și nu a pățit nimic. N-a lovit unul nimic. Noi am ieșit să închidem poarta ca să nu lovească și mai rău și să dau mașina mai în spate să nu o lovească. Eu zic, lovește mașina, cade ceva pe ea. Și cine credeți că e de vină? Lumina! Că tot ce se întâmplă, lumina e de vină. Și am zis, aia mai trebuie. Să pățească mașina lui Dănuț ceva, să rămâne un belele. Să vină ăla, cu capul meu, din Germania, direct. Vă dați seama ce teroare. Am mâncat, nu mai zis, doamne, în spate, pe aia mai apucat să mai cobor înapoi. Că imediat, așa, dintr-o dată s-a pus. Mădălina a lăsat și poarta, lăsase, blocase poarta, zăvorul la poartă, ne chinuiam. Degeaba. După aia când am văzut, eu am vrut să cobor, până la urmă am vrut să cobor, să închid poarta. Când am văzut ce e afară cu pietroaiele alea mari și eu am zis, gata, nu mai, mă nenorocește și îmi sparge capul. Am rămas în mașină. Și
Deci dacă îmi dă o piatră din aia în cap, gata. Mama, țipa, cred că mai rău de mașină decât de mine. Și am stat în mașină, am ținut barbrizul la mașină cu mâinile. Nu știam ce să fac. Să nu se spargă. Am îmbrizul, gata, să spargă geamul ăla pe mine. Poarta făcea în toate direcțiile. Dacă venea poarta aia, nu vedea toate mașinile. Le distrugea pe toate. Asta e bine că a trecut. Dumnezeu a fost cu noi. Asta e ce înseamnă averea și tot că... Bluetooth disconnected. Ce faci, mă, fată? Ca averea și bogăția, când vrea Dumnezeu, le ia într-un minut. De obicei le dau pe răzătoare. Eu le scurg un pic de apa aia. Eu așa fac. După care pun ouă, pun brânză rasă și făină. Și sare, mă rog, ce doriți, eu pun și vegetal. Dacă nu e brânza sărată, dacă e sărată, nu mai pun nimic. Nu fac după gust. Le prăjesc. Ele se fac și așa pane, dar mie nu-mi plac. Așa că, prieteni, haideți că mai revenim. Să nu vă plictisesc. Prieteni, eu aici am scurs dovlecelul, am pus brânza rasă și am pus două ouă până merge Mădălina să mai cumpere. Vedeți? Dacă o scurgeți, nu mai e așa apoasă și nu mai necesită atâta făină. Aici o să pun și mărdenii, mărar, că dă un gust bun. Mie așa îmi place să o pun. Pătrunjel și mărar din ăla care a primit Mădălina, că miroase frumos. Unde-i măda asta? Eu aștept să-mi aducă ce-mi trebuie. Cred că am să pun și puțin vegeta. Să nu mă criticați acum că pun vegeta. Ce-aș la auzit aici? Parcă să fie vreun șoarece, că aici mor. O să pun puțin pentru că brânza era nesărată și vreau să le fac bune, gustoase. Și pufoase. Să vedeți, să-mi dați o notă cum fac eu dovlecei, dacă le fac bine. Mama, de unde ești? Hai, da. Ce bine e răcoare, nu mai e cald așa rău. Îmi fac o cafea. Ce să vă mai zic, prieteni? Ați văzut la vlogul de ieri care am filmat atunci, în timp ce era furtuna, mi s-au dezactivat comentariile, dar nu știu din ce cauză. Nu le-am oprit eu, să știți. Și am filmat și eu atunci așa, în frica aia, am zis că na, să filmez. Bă, mădă! Pun iar telefonul aici. Fac și o cafea.
femei. Ce prea lungă. Gata. Hai că e bine acum, dar nu știu. După cum văd eu cam suflă vântul cam tare. Sper să nu vină altă vijulie până nu termin și o mâncare. Mă prinde pe aici. Găinile sunt închise, n-au treabă. Doamne, ce părăt. Că e acordeon cum face toate părțile. Asta nu mai contează, bine că nu intră în mâncare. Mi-am pus și un șorțuleț. Haideți că mai revenim să merg eu să cumpăr, că mă dă nu mă aude. Nu-mi dă drumul, Doamne, vorbim singur și nu-mi dă drumul. Uite ce vijet ai. Ai adus mădân la oavele. Brânză de aia mai ieftină. Lasă că am pus și de aia bună, de care luasem eu. Nu mai avem să mâncăm noi. De aia care am luat eu bună, nu mai e. De aia mai scumpă, știți dumneavoastră. Avem și sălățică cu nu știu cât kilogramul, nu mai țin minte. Cu cât era kilogramul aia de oaie? Napolac. 23, 24. Păi cum e scumpă? 33, 5. Am pus două ouă, mai pun încă trei, pentru că am compoziție multă. Nu le-am făcut. Nu mi-am ieșit ceva de care. Madalina, n-am ce fasolea aia, ia vezi, mai e comestibilă. Nu mai e. Cine zici? Aici. A, bă, da, e comestibilă. Ia încălzește-o tu. Da, mă, da. Azi dimineața și v-am încălzit-o. Da, v-am încălzit. N-am mâncat și eu de robine, știu bine. Nici eu n-am mâncat. Mâncarea, paiurea. Deci am pus ouăle, ca să nu uit. Ce trebuie să mai pun? Ouă. Esență de vanilie. Zahăr vanilinat. Praf de cop, nu mă deruta. Făină, dă-te. Mărar și pătrunjel. Făină ai pus. Să vezi câtă făină cuprinde. Numai că am scurs. Și nu mai cuprinde. Și mărar și pătrunjel și un trăd de cățar. Un trăd de cățar ai pus? De vezuri am pus. De pe zroaică. Am pus și mirodenii.
Mai bun. Deci eu nici nu știu cum se vede, dacă se vede bine, dacă nu se vede bine. Hai că de mult n-am mai arătat eu așa o mâncărică de la bun început. O rețetă, o... Am zis că nu pun multă făină, dar... Dacă atâta cere... aluatul meu. Ia uitați-l cum e. Vedeți? Parcă e salată de vinete. Dar dacă nu puneam ăștia să le scurg, vă dați seama câtă făină puneam eu? Puneam tot pachetul. Mai pun un pic și gata. De mult n-am mai făcut nimica dulce. Nici nu mai vine să mai fac. Că uneori aveți și dumneavoastră dreptate. Vede, aleg, văd copii, fac dulce. Dar de multe ori, de câte ori am făcut, am trimis și lor. Deci nu e că am mâncat eu și nu am trimis la copii. Nici chiar așa cum ziceți dumneavoastră că... Eu zic că e gata. Să vedem cum iasă. Leonardo când era mic zicea la ăștia gogoși. Acum nu știu dacă îi mai plac. Mai ales nu prea mâncat din asta. Încă rar. El era mai mult cartofi, prăjiți, pui. Ați văzut că și acum în sarmale, așa. Nu prea îi place lui orice. A fiat asta aici, mă, femeia asta. Punem și noi ceva aici, urem să încingă. Fasolea a fiert, cred că a treia oară. Prieteni, haideți că mai revenim când pun dovleceii și vă arăt rezultatul. Eu nici nu mă văd. Compoziția arată așa. Vedeți? De ce? Eu și știu, nu știu să le pun la frigider. Și mai revenim cu rezultatul, prieteni. Am pus uleiul la scurs. Am pregătit aici ce trebuie. Platou. Nu știu să le mai fac altceva. Dovlecei cu pui. Dau o salată de vinete. Trebuie că mie îmi spui.
Nu știu ce să le mai fac altceva. Cred că nimic. Ne ajunge. Ia să iau o lingură. Îmi cer scuze dacă nu filmez așa cum trebuie. Parcă aveam o lingură mare. Dar unde este? O iau pe asta. Ia să vedem unde punem și noi telefonul. Opa, 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 opa. Poate mă ard acum, de vai și amar. Eu le fac mai mărișoare. Și mai mari și mai mici, acum nu le măsor. Bolobocul. Ce nu? Bine. Ideea asta mă că mi-e nervează. Nu e așa cum vreau eu. Am făcut și mai mare și mai mic. Asta e. Nu-i baterie, nu mai am. Ia că iau asta de aici. Că nu se vede bine. Mi-a pus unei mișulică să mănânce și el acolo. Așa că erau la față și nu se vedea. Dacă aveam un pic de cașcaval, să pun peste așa, ras, după, pe ele. Sau cașcaval înăuntru, în de brânză.
și ias. Cred că am făcut mince prea multe prieteni. Nici nu știu la gust cum fi. O fi sărate, nu o fi sărate. Să se vadă cum sunt închigai. Cam așa arată. Eu zic că a ieșit super. E super bufoasă. Uite, asta e și mai mare. Să arăt așa lotul meu. Trebuie să facă, era gazul la foc mic. Nu s-a ardă. Așa arată gogoșelele mele de dovlecei cu brânză. Na, ce pufoase sunt. Ia. Nu mai punem altele. Și nu vă mai rețin. Uite, de ce o să facem o micuță. Nu, nici mai mare. Acum nu le fac rotunde, că doar nu sunt... Perfecte. Opa, așa. Și gustăm, să știm dacă mai punem ceva. Am luat limba. Eu zic că sunt bune așa.
pentru mama. Mai fac pe astea și mâine sărate. Și restul ne pun. Deci nu vă mai rețin, închei vlogul aici. Sper că nu v-am plictisit cu vlogul meu. Să nu spuneți că vă arăt cum în care că v-ați plictisit. Pentru că eu nu prea am mai postat cu mâncare. Așa că, prieteni, eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Ne revedem la următorul vlog. Vă doresc o zi plăcută, liniștită, minunată. Vă mulțumesc pentru tot că mă urmăriți și mă susțineți. Și vă pup. Pa, pa!